Adevăr din post-adevăr. Sunt Marius Ghilezanu. Încerc să-mi explic încotro lumea. De parcă n-ar fi fost destule fricile date de pandemie, de începutul războiului din Crimeea, iată că o nouă frică se instituie plenar, vorba marxistului, frica de dezastru atomic. Rusia și Ucraina se acuză reciproc de atacurile asupra centralei nucleare de la Zaporojă. Ce se ascunde în spatele acestui meci dus pe spinarea milioane de oameni? Focul tensiunii se înăsprește pe zi ce trece. Parcă este programat un nou mesaj dezastros, un nou mesaj care să sperie și mai tare lumea. Ce să vezi, Universitatea Rutgers din New Jersey a publicat recent un studiu care spune că în cazul unui dezastru nuclear produs la Zaporojă sau într-o luptă între Pakistan și India, norul radioactiv ar acoperi planeta într-o proporție de 80% și soarele n-ar mai putea să pătrundă și astfel 5 miliarde de oameni ar muri de foame de pe urma unui atac nuclear. Dar ce se întâmplă? Sigur că Cernobâlul a lăsat urme, a lăsat cancere, mulți români au pierit de pe urma dezastrului, niciodată nu s-a spus exact ce consecințe a avut dezastrul de la Cernobâl. Dar după Cernobâl, centrala nucleară administrată de Energoatom din Ucraina a fost construită sub o cupolă de 10 metri lungime din beton, oțel, zirconiu și argon, zic specialiștii. Deci, reactorul nuclear, acolo unde se produce un proces de fisiune și de fuziune a unui neutron cu un atom greu, zic specialiștii, deci întotdeauna întreb specialiștii când nu mă pricep, dezvoltă o forță fantastică în reactor. Prin timpii de înjumătățire, atomul greu este uraniu, deosebi, după ce se produce acest proces, materialul rezidual este răcit în maximum o oră, două. De aceea centralele nucleare se fac la surse de apă. Ultima discuție între Zelensky și Macron a fost despre urgentarea încheierii terorismului nuclear. Am încheiat citatul referindu-se la terorismul nuclear al Rusiei. Dar noi care suntem destul de informați știm că încă din luna martie armata rusă a pus stăpânire pe tot arealul din jurul centralei de la Zaporojă. Centrala de la Zaporojă este una dintre cele mai mari centrale din Europa, furnizând 20% din necesarul de electricitate a Ucrainei. Ei, să vedem care sunt motivele adevărate ale lansării acestui scandal mediatic și a provocării acestei noi frici, frica de un atac nuclear. Păi să vedem ce zic specialiștii. Leon Cizelc, e un ceh, e președintele Societății Nucleare Europene. El spune că riscurile de bombardare a
reactoarelor. Sunt 4 reactoare nucleare în centrala Energoatom, 2 conform informațiilor ruse sunt dezactivate și mai funcționează 2. Ea se află pe malul estic al râului Nipru. Toată zona aceea este administrată de armata rusă. Specialiștii militari susțin că acolo sunt peste 500 de soldați ai armatei ruse și peste 50 de tancuri și armament greu. Partea ucraineană susține că inginerii și specialiștii nucleari sunt ținuți în teroare și supravegheați permanent de către lunetiști, băieți înarmați ai armatei ruse. Sigur, starea de tensiune este foarte mare. Dar pentru a spori frica, Energoatom, pe lângă declarațiile dure ale lui Zelenski, preluate și de 42 de state, inclusiv de România, care cer plecarea urgentă a rușilor din centrala nucleară. Sunt pe de altă parte, doar idiot în zin, pot crede că rușii își atacă un teritoriu cucerit. Dar Ucraina se bazează foarte mult pe HIMARS, dar nu sunt decât 20 de rachete, susțin publicațiile specializate, care aceste rachete, ci că n-ar putea fi interceptate de către sistemul antiradar rusesc și că el ar putea produce o catastrofă. Doamne ferește de așa ceva, dar să vedem în continuare ce se ascunde de fapt în spatele acestui nou scandal, această frică, o nouă pandemie. Nu? Permanent se prezintă studii dezastroase despre un posibil atac nuclear. Rusia, în urmă cu o săptămână, a prezentat ONU o serie de probe, a spus că are o serie de probe ale atacului ucrainean. ONU nu a instituit o comisie sau un consiliu de discuție, ci prin șefii de state, 42 de guverne ale acestor țări, au cerut retragerea imediată a agresorului din jurul centralei nucleare, adică retragerea benevolă a armatei ruse. Păi ce se ascunde în spatele acestei noi agresiuni și diversiuni mediatice? Așa cum am spus, specialiștii susțin că este foarte greu de spart cupola care adăpostește cele 4 reactoare. Pur și simplu, doar un atac în serie al lui HIMARS ar putea produce o serie de probleme. Iar celelalte, alți specialiști români de la Nucleară Electrică mi-au explicat că acest platou de zirconiu, beton, oțel, argon ar putea fi spart doar de o nouă bombă atomică, ferească-ne Dumnezeu. Deci perimetrul este acoperit de antieriana rusească, de soldații din centrală, iar armata ucraineană controlează doar partea de vest, dar mult mai îndepărtată de centrală, astfel încât se poate lansa un atac în serie de HIMARS. Numai că ucrainenii nu au suficiente HIMARS-uri, de aia mai cer în plus. La Nicopol, singura zonă aflată pe malul opus, și acea zonă e controlată în 80% de către armata rusă. Acesta ar fi un principal aspect. Din punct de vedere militar și al
energeticienilor, e puțin probabil să se întâmple acest dezastru programat. Iată ce spune un specialist citat de către Politico: un atac asupra locurilor de depozitare a combustibilului uzat ar avea un efect limitat, deoarece orice material radioactiv eliberat în eter ar călători doar în jur de 10 până la 20 de kilometri. Acest lucru ne aduce aminte de dezastrul nuclear de la Fukushima din Japonia de acum 11 ani, când acel tsunami nenorocit de aproape 8 grade pe scara Richter a distrus sistemul de răcire. Deci nu au fost avariate centralele nucleare, ci deșeurile radioactive, eliberând în zonă nor radioactiv, și pe o rază de 10-20 de kilometri populația a fost evacuată. Din totalul celor 2480 de morți raportați de prefectură, 95% ar fi din satele de lângă centrala nucleară. Am citit recent un anunț de a prefecturii locale că invită populația să se reîntoarcă, doar că studiile arătau că 65% dintre ei și-au găsit alte joburi. Erau 1500 de locuitori acolo evacuați rapid și că nu s-ar mai întoarce decât vreo 300 dintre ei. Deci activitatea de decontaminare a avut roade și specialiștii pe mediu spun că acum se pot relua toate activitățile din jurul centralei japoneze. Ce nu se spune în media mainstream este că rușii vor să dezactiveze centrala nucleară, care produce în jur de 1500 de megawatts, să deconecteze de la sistemul, de la rețeaua ucraineană de transport a energiei. Iată un șoz care ar putea fi luat în considerare, motivul agitației enorme a atlantiștilor privind condamnarea terorismului nuclear. Am închis ghilimelele. Un alt motiv de diversiune este că în Zaporoje va avea loc un referendum local care ar duce la secesiunea zonei. Iată un alt motiv de îngrijorare a autorităților de la Kiev. Ce face regimul Iohannis? Păi știm, medicii de familie au primit pastile cu iod fabricate, norocul nostru, la antibiotice Iași, iată, nu mai sunt cumpărate. Am donat peste 1 milion de pastile și Republicii Moldova, dar știm tot din medicină că prevenția este nu numai mama înțelepciunii, ci și must do it într-o situație de risc. Ce face Ministerul Afacerilor Externe de la București, ce face regimul Iohannis pentru reducerea tensiunilor în zonă? Nimic. Nu se negociază nimic. Specialiștii de la agenția de la Viena, specializați pe energie atomică, cu mandat de control al centralelor, nu se grăbesc să se ducă la fața locului să vadă exact. Deci nu avem rapoarte oficiale, nici militare, nici din punct de vedere al mediului, nu avem nimic decât declarații și paradeclarații. Ce este interesant este că Erdogan, președintele
Turciei se duce astăzi la Kiev după ce a avut o discuție cu Putin. Va reuși liderul turc să medieze o parte din conflict? Urmează să vedem. Dar până atunci, rețineți, frica nu este justificată, frica de un atac nuclear. Momentan nu este justificată nici din parametrii tehnici, nici din datele militare puține care le avem la dispoziție, pentru că este un halou de minciună și de diversiune în jurul întregului război Rusia-Statele Unite ale Americii. Da, este un război între SUA și statele și Rusia. Zelenski este doar un pion. Industria de armament american este cu focoasele pornite, are nevoie de bani și atunci, normal, planeta este ținută în tensiune, numai că europenii s-au cam săturat de aceste sancțiuni, se prevede o iarnă cumplită, a ajuns zilele trecute pe piața spot 2450 de euro megavatum de gaz, ceea ce în termen traductibil în metri cubi ar fi undeva de 3 ori mai mult decât în luna februarie. Deci urmează o iarnă cumplită. Noi suntem cu voucherele, nemții cu banii, Marea Britanie, fiecare familie, guvernul conservator a promis un ajutor de 400 de lire sterline pentru trecerea iernii. La noi se dă doar asistaților, niște vouchere, niște compensări, statul nu are bani să dea companiilor, e un haloimis de nedescris. Dar mergem vigilenți înainte. Nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube. Ziua bună!